Colegi, începem ședința de astăzi cu procesul verbal din 28.02.2023. Cine este pentru? Avem un împotrivă, abțineri. Deci avem de la unitate 15, am numărat, suntem 15 consilieri, da? Procesul verbal al ședinței din 21.03, ședința de îndată extraordinară. Voturi pentru. Avem voturi împotrivă. Avem abțineri. Am să iau 15 voturi și aici. Ordinea de zi inițială, cea care v-a fost comunicată undeva pe 23 sau 4. Ordinea de zi inițială. Avem împotrivă. Abțineri. Pentru, domnul. 15. Suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind alocarea sumelor de bani pentru suplimentarea burselor acordate elevilor din cadrul de la nivelul comunei. Pentru? Împotrivă, abțineri? Avem 15. Să începem cu primul proiect de hotărâre conform ordinii de zi inițiale care v-a fost propus. Proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind darea în administrarea unor bunuri proprietatea publică și privată a Comunei Horgești de Bacău, către Școala Gimnazială Răcătău, inițiator viceprimar Cărima Marcel. Numărul 2, proiect de hotărâre privind darea în admiterea în administrarea unor bunuri. S-a votat deja ordinea de zi, a fost comunicată. Okay. Începem cu proiectul numărul 1 privind darea în administrare a bunurilor din proprietatea publică și privată a primăriilor către Școala Gimnazială Răcătău. Am să vă expun eu pe scurt, după cum ați văzut și din documentele comunicate, măsura asta ne-a fost impusă de către Curtea de Conturi încă de la vechiul control. La acea dată nu aveam documente care să ateste toate bunurile. Ulterior s-a făcut o evaluare a patrimoniului de către un evaluator autorizat ANEVAR, care ne-a prezentat raportul de evaluare, a avut în vedere atât documentele anterioare, inventarul bunurilor domeniului public și privat, cât și ceea ce până la data raportului exista. Ca să anticipez o întrebare, da, este posibil ca anumite valori pe anumite investiții care s-au făcut ulterior datei raportului de evaluare, să fie mai mici în procesul verbal de predare. Nu este asta o problemă. Se actualizează în inventarul care bunurilor comunei și se comunică valoarea reală conform investițiilor. Acolo nu se mai face o evaluare de evaluare, se face în baza dosarului de investiții cu sumele pe care noi le-am plătit. Ca să se înțeleagă, este vorba doar de o dare în administrare a bunurilor care deja există la școli și există din totdeauna. Că unele au fost îmbunătățite, că unele s-au adus alte modificări, dar sunt bunurile care au fost din totdeauna în administrarea școlilor și trebuie să existe într-adevăr. Una de conturile are dreptate, nici nu am putea să-i contrazicem. Trebuie că este ulterior se va încheia un contract de dare în administrare care va fi semnat de către reprezentantul primăriei și de către reprezentantul legal al școlilor și se va întocmi la acea dată un proces verbal prin care vor fi luate fiecare să face o predare efectivă. Noi acum, prin hotărâre, aprobăm de facto că urmează să se facă această dare în administrare. Dacă mai sunt întrebări care pot să vă răspund, cu cea mai mare plăcere. În scriere la cuvânt cât acolo. Domnul Butnaru. Cine a făcut lista de inventar? Lista de inventar este făcută după raportul de evaluare al evaluatorului. Vă dați seama că sunt... care de acum 100 de ani apare în inventar. Ce? Fileu de tenis, de exemplu. Fileu de tenis, acum trebuie să vă spun pentru ce înseamnă bunuri, nu mijloace ficție, ajutați-mi, obiecte de inventar. Au fost și predate, de fapt, către școli, am și un proces verbal de anul trecut. Acum,
Anul trecut au fost predate, au fost predate în parte și numai semnate, fără hotărâre, fără... Vi le aduc și vi le arăt. Dar le da, și de, și de către o școală și de către noi. Am... Să vedem în locul de... L-ai găurit măcar? Da, acum ca idei, trebuie să aveți în vedere că orice mijloc fix, orice obiect de inventar, se face casare prin note contabile. Se predă, se face... Da, trebuie să existe o casare, da? De către cel care îl are în folosință. Multe au bineînțeles, multe au o durată de viață. Acum nu vă gândiți că am văzut și sunt niște table, sunt niște alea nu vor rămâne tot timpul în deci noi facem doar administrare, după aceea administrarea și cu procedurile contabile de scoatere din uz, de dare în casare, se vor face de către școli cei care dețin respectivele bunuri. Dar și eu o întrebare, haideți că domnul Budala este domnul Dămocai și după aceea facem pe rând, da? Haideți că să ne înțelegeți, așa suntem înstrânși aici. Da. Mai sunt alte întrebări, domnul Budala? Vreau să spun că e foarte bine, vreau să dau... E foarte bine și obligatoriu. Da, și așa obligatoriu. Este, corect. Stă cu două găuri în toaletele alea noi și nu au primit nimic. Deci nu ia lor clădirea. Directorii așa spune. Și bine că s-a pușit treaba. Atât. Așa nu, sunt întâmplați cu terenul de sport. Tot așa. De când nu s-a luat, da. Nu interesează nimic. Domnul secretar, v-am lăsat să prezentați dumneavoastră proiectul. Însă n-aș vrea să facem un obicei din acest mod de lucru. Dumneavoastră v-ați făcut treaba, v-ați dat avizul de legalitate pe proiect, dar inițiatorul proiectului este domnul viceprimar Călimă Școală. Și nu spun acest lucru doar pentru că vreau să scot ceva în evidență, dar așa e normal. Dacă domnul Călimăn este primar cu atribuții pe acest moment, și este normal, pentru că el a inițiat, el și-a pus semnătoarea, este normal ca domnul Călimăn. Adică eu nu cred ceea ce s-a mult de pensat, domnul Călimăn e doar de fațadă, el nu mă semnează. Domnul Călimăn chiar vrea să facă treabă și... Chiar am discutat cu domnul Călimăn pe proiectul ăsta, să știți, și a fost la mine nu, birou. Și tocmai de asta zic, dumneavoastră, ca secretar, v-ați făcut treaba. Oportunitatea... Dar nu vorbeam de... Dar nici am avut de oportunitate eu. Nu zic. De legalitate am vrut. Dacă sunt probleme de legalitate și asta, o să vă rugăm să interveniți. Dar dacă nu, o să vă rog să-l lăsați cu domnul viceprimar să... cu atribuții de primar să prezinte proiectul de hotărâre și noi să discutăm după aia cu Spirit Locaj și să vedem cum portăm respectivele proiecte. Intrând pe proiect, o să discutăm despre ambele proiecte, că e același lucru și la Repetău și la Borgești. Ceea ce a zis domnul Budnaru este foarte ok. Deci noi astăzi aprobăm o listă, plecând de la ceea ce este invocat, și anume o control curții de conturi anterior. Deci este o decizie a curții de conturi din 2020, care prevedea că noi trebuia să predăm către școli aceste bunuri. Suntem în 2023, curtea de conturi este alături, practic, asta s-a întâmplat. A venit din nou curtea de conturi, zonele, apoi ce ați făcut? Nici până am luat momentul ăsta nu v-ați făcut treaba. Și acum să dau către școli toate aceste bunuri. Ar fi fost obligatoriu, eu așa văd lucrurile, ca la ședința de astăzi să fie prezenți directorii. Pentru că iată, suntem puși în situația în care le dăm niște bunuri care probabil ele nici nu mai există. Deci, ce a spus domnul Bunaru, da? Deci imediat după ce noi aprobăm asta, ei vor trebui să facă aceste documente de casare. Ca să le scoată, pentru că mare parte din ele deja nu mai există. Nu, dar casarea se face cu obiectul în sine, casarea nu o faci. Păi, nu, casarea se poate, nu obligatoriu, noi care e distrus și nu mai există. Și acum nu intervin pe, se va face predarea efectivă și la predarea efectivă, se va scrie obiectul care există în lista asta, da? Există? Nu există. Casare. Iar procesul verbal, final și cu contractul vor reflecta exact situația de la data respectivă. Noi acum ne-am raportat un document care îl aveam și care... Nu, deja de 6, de anul trecut. De anul trecut la început. Dacă nu au avut grijă de ele, trebuie să le spun. Nu, domnul Cristicaru, dacă noi ne-am făcut treaba la timp și am făcut această predare la timp, chiar când ne-am dat lucrurile, n-a fost nicio problemă. Dar e acum de asta, probabil cu siguranță să fie probleme. Și de asta zic, eu aș fi vrut ca directorii să vină aici să discutăm cu ei concret despre aceste contracte care urmează ei să le semneze. Pentru că eu așa bănuiesc că vor sta lucrurile, vor exista niște probleme. Niște am discutat cu ambii directori, cu domnii. Am discutat cu dumnealor și le-am explicat situația și până la urmă dumnealor, semnătura lor va fi pe contractul de arendare și pe un proces verbal
cu efectiv ce au acolo și, bineînțeles, cu documente pentru cele care toate au o perioadă de viață. Vorbeam de acel fereu, cât poate să aibă. Să scoate din evidențele contabile cât e durata de viață. Într-adevăr, aveți dreptate. E mai ușor să faci progresiv decât să faci totul, dar da, exact cum am mai discutat. Trebuie să existe un punct zero de care, la care să plecăm să facem. Școala nouă de la Sopotor și cu toate anexele aferente, când se va face această hotărâre de predare efectivă către... Mă întrebați pe mine, atunci o condiție acum, ca să nu intrăm în conflict. Da, ce e din obișnuință. După ce ai să introducă curentul electric, până atunci noi nu puteam să o luăm. La procesul verbal final de recepție, domnul consilier, că știm. Abia am apucat acum de pichetat stâmpii pe la Sobodor. A început, doamne ajută. Se nează locul, nu începe să-i plantea. Abia pichetează stâmpii. La momentul ăsta școala cum e raportată? A pus ieri de aia. Școala cum era? Cum e, cum funcționează raportată la curentul electric în momentul ăsta? Raportată pe... Nu e pe așa, domnule. Nu, nu. Mă scuzați, nu vreau să mă deranjez, dar dacă dacă la iluminatul public e regulă, îți plătești. Este racordată pe racordul de șantier. Da, cum se face? Eu asta am întrebat, dacă doamne ferește se întâmplă acolo o problemă, cine răspunde? Și automat se plătește. Și asta este o problemă. Cred că noi răspundem, primărie. Noi nu, consiliul local. Nu, mă refer la mine și la... Tocmai de asta, nu să fac lucrurile la timp, asta vreau să subliniez încă o dată, să fac lucrurile, să mergem mult pe improvizație și nu știu când o mă ajungi de ziua aia, când vă spune domnule și la Forgești, da. Să fac lucrurile... Spuneți-o dumneavoastră, noi cum am putea să obligăm pe aia de la Ion să vină să ne planteze stâlpii mai repede să ne facă raportare. Că dacă noi aproape săptămânal le dăm telefon și îi întrebăm, ce facem? Ei zice, când avem... O să vină cu suplimentat de sume și ăia. Exact așa, o să vină vina noastră ca șupă. O să vină cu prelungirea contractului, o să vină... Ei nu-și fac treaba la timp, noi trebuia să avem stântiri. Ar fi trebuit să... În privința școlii... Să renunțăm la ei, să ne apucăm să facem alte licitații. Știți și faptul că trebuie să... refacem proiectul pentru că n-am mai făcut apă și canalizare și proiectul inițial era prevăzut cu apă și canalizare și trebuie să facem post și alte cele. Cât era prevăzut apă și canal? Cât la sută din comună? Nu, e vorba de școală. Cât era? La școală are. Cât era? Școală are instalații. Școală are. Altceva. Nu zic, am proiectul inițial, era prevăzut, trebuia fi raportată la proiectul de apă și canalizare. Este școală. Care are proiectul de apă și canalizare. Da. În data o să concluzionez faptul că o să mă abțin din prisma aceasta, că nu sunt director reprezentant la ședință și aș fi vrut să văd și punctul lor de vedere, sau spun și punctul lor de vedere în privința acestor proiecte. Da, dar noi dacă nu discutam cu domnul director, noi nici nu făceam proiect. Ei, ba, făceam că era obligatoriu. Domnul, în viață mai faceți și lucruri obligatorii, nu chiar nu știam ce trebuie să facem. Pe terenurile de sport, tot noi, Consiliul Local, trebuie să facem niște regulamente de funcționare. Pentru că bonurile trebuie să funcționeze în baza unor regulamente de funcționare. Da, dar cred că va trebui să avem aici aportul Consiliului de Administrație al școlilor, care și pentru că e vorba că regulamentul de funcționare implică angajații școlii, adică profesori, elevi, și va trebui din partea lor să avem venit și dacă este, vom aproba, bineînțeles. Adică trebuie să-i lăsăm să aplice principiile corecte de acolo. În timpul orelor de curs este clar că îl vor folosi în interesul școlii. Dar în afara programului orelor de curs, va trebui mult regulament, pentru că acele bunuri, în funcție de cum vor fi folosite, exact, vor trebui date, fie în chirie, fie... Da. Da, dar totul deschis subiectul, am alocat bani pentru camere. Deja mi-o tăia plasa. Deci neapărat, da, drumul la chestiunea asta, să instalăm camere. Da. Am alocat bani pentru asta, nu? Și regulament, deci obligatoriu acolo, pentru că în momentul ăsta, dacă cineva joacă fotbal în afara orelor de curs acolo, trebuie să, nu știu, cum justifică lucrul ăsta. Să folosești un bun în... Atâta timp cât ce e acum ca justificare. Dacă cineva joacă acolo un fotbal și nu distruge nimic, având în vedere că este un bun public și joacă cetățenii comunei, nu văd dacă ar fi neapărat o problemă. Cu condiția să fie... Acei cetățeni să aibă de să gândească că e vorba și pentru ei și pentru copiilor și ar fi bine să tot rămână. Eu n-am jucat. Tot e bine, dar e nevoie de un regulament. Da, cu siguranță trebuie stabilit. Da, corect.
Așa este. Să cer de toate. Domnul secretar. Mulțumesc. Domnul, era domnul Săvoi înainte și după aia domnul. Da? Eu vreau să întreb o întrebare scurtă. După aceea, cine va întreține toate lucrurile acestea de la școală? Chiar să vină școala să ceară de la noi, de la primărie, toate să ceară și formă noi la să-i dăm. El nu. El întreținerea va funcționa ca și până acum. Și acum știți că ați și mai votat. Tot ce înseamnă cheltuieli curente de întreținere care sunt în sarcina școlilor, ei le vor face, cum le-au făcut și până acum, că și acum întrețin ce au de făcut, curățenii, geamuri sau ce mai este făcut. Iar tot ce înseamnă reparații capitale și tot ceea ce investiții, așa vor fi în sarcina noastră. Nu putem să gândim că o să ne ceară nouă școala și noi suntem obligați să le dăm. Școala este partea comunii, noi suntem partea comunii, trebuie să existe o conlucrare și ca acele edificii să funcționeze. Că despre asta e vorba. Ne referim la beneficiarul final și asta este scopul. Nu, că dacă o să o ceară bani, vor fi justificați, ne vom aloca, bineînțeles. Nu zic că e rău să alocăm la școală, chiar e bine să alocăm către școală. Tot acolo se duce doar. Complimentat. Domnul Dudulică. Singura instituție care vrea de parteneriat, ca instituție. Voi votăm proiectele astea asemănătoare cu școlile astea. Am văzut acolo și... sală din gimnastică, mai ajutatere, mă rog, și mobilierii, sub masă și așa. Vreau să vă întreb pentru Soudor. Ați trimis documentația pentru terenul ăla? Pentru expropriere. Nu. Nu am trimis documentația pentru că exista o problemă cu persoanele care inițiază acea documentație, dar eu, și cum v-am spus și în ședința anterioară, domnului Lilă, dacă nu mă înșel, se va face. Se va face. Nu vreau să mă victimizez, eu vă înțeleg, nu vreau să mă victimizez, dar la momentul ăsta, când urmează o ședință, eu am două controle pe loc. Dacă mă tai în trei, nu reușesc să le fac. Trece timpul, dacă documentația nu merge, dacă omul aveți, nu vrea, aveți dreptate, așa este. Nu-i bucuros de suma care e așa, trebuie documentația, trebuie să nu au unde să-și desfășoare. Așa este, știu. Deci este prioritate. Este exact ca și cum profesorul de matematică s-ar duce la ora de matematică și n-ar avea sală de clasă. Dacă o paranteză, apare un teren de sport la Sofocor. Da, apare, dar apare că chiar și există. Dar nu știu cine e. Nu știu, apare și domnul ăla și mai e. Nu știu, apare și domnul ăla. Dacă făceam eu asta, ar fi avea toată domnul Dudulică? Atât? Bine, mulțumim. Domnul Eugen? Da, domnul, cu siguranță. Trebuie făcut în vară. Acum, repede, doar câteva întrebări, domnul secretar și domnului Mici, stimat. Văd că aici planul de achiziție e făcut foarte bine, pe foaie, chiar de foarte achiziție, de inventariere. Da, de inventare. Văd aici teren, văd teren la școala Soudor Grădiniță. Trecut aici, să faci și acolo să faci și teren. Nu, nu, dar nu este terenul. Terenul din curte. Este terenul. Sunt inventariate de tot, clădiri, terenuri, accesorii, tot, inclusiv creta, nu-i inventariat. Ceea ce aș mai gândi eu, dacă tot s-a făcut toate lucrurile, toate planuri, tot s-a făcut pe ce s-a trecut aici, n-aș dori să mă trezesc, să ne trezim noi din Consiliul Local, cei de la Soudor, că pe câte am înțeles că o să facă teren de sport, bază sportivă și la Răcătău și la Urgeș, nu știu ce mai să face. Și noi votăm, aprobăm totul și Soudorul rămâne iar fără teren, doar pe foaie, pentru că nu am putut să luăm terenul și noi rămânem iar fără teren, noi votăm, rămânem fără teren. Sunt sigur că Soudorul nu va trebui fără teren de sport, pentru că toată lumea realizează că nu poate funcționa la parametri școala și este păcat de așa o investiție. La domnul Vici și la domnul secretar, vă rog din toată inima, vă rog. Până nu se face teren la Soudor, nu veniți cu niciun proiect să aprobăm pentru alte Răcătău, pentru Orgești, că nu mai aprobăm absolut nimic. Eu sigur nu am inițiativă în sensul ăsta, deci... Primul Soudor, trebuie făcut Soudorul. Trebuia până acum... Dacă vă uitați, analizați-o chestie, să vedeți profesor de sport, domnul Bunaru știe și s-a fi profesor de sport. Mă uit la domn profesor de sport,
Cum să învârte acolo, în loc acolo, amestec și copiii, și ne punește copiii, e dezastru, am ajuns dezastru frumos, să nu fie interesant. Asta nu spune, asta realizează toată lumea. Am ajuns singurul sat din comuna Urgeș. Dar v-am spus, asta este o prioritate, acel teren, și eu spun că se va. Toate prioritățile de un secretar trebuie și vreau să se luat în considerat și cum să și discuți cu aplicare. Se va duce, domnul consilier. Asta mă bucură. Și o să ne adunăm acolo, vreau să ne bucurăm. Sper. Așa mai trece și azi, și mâine, și lună, jur la toamnă, iar băieții n-au la materie. Asta trebuie urgentată, documentația trebuie trimisă la judecătorie acolo. Plus că nu mai zic, domnul secretar, domnul Vici, te s-a luat de noi acolo, m-ajută că băieții, că sunt majoritatea tineret, s-a luat, ce faci de acolo? Suntem 5 consilieri, 6, dormiți în ședință acolo. Noi venim la primărie aici și intrăm prin primărie. Ce faci în haos aici? Suntem jumate din Consiliul Local. Ei văd la filmă că nu dormiți și cât de fiecare dată ați făcut. Domnul Fudnaru, un singur consilier a reușit să facă acolo și voi 5 consilieri și nici consilieri. Haideți să nu-l ridicăm pe domnul Fudnaru chiar așa, să nu-l ridicăm pe oamenii. Sâmbăta și duminica să știți că mai că nu... Nu au... Domnul Bunar a avut terenul, că nu despre asta. Da. La, da. 30-40 de copii mici vin numai de la zonă. Da. Deci, din vârstă de școală. Ba, chiar de potrivă, domnul Bunar, acum câteva zile s-au bătut, au fost și o ceartă acolo. Da, orice s-au făcut și... Haideți să mai discutăm astea la diverse, haideți să vedem pe proiectul ăsta ce mai avem, mai la diverse, mai ca să... Bine, da, mă. Să mă doară și mine mai puțin capul, că fac procesul verbal, să știu cum vă așez. Cine mai este? Cineva are cuvânt? Nu. Să punem la vot proiectul de hotărâre privind darea înțelea pentru școala Râcătău. Voturi pentru. Haideți să luăm abținere. Abținere avem două, da? Domnul Dămoc și doamna Numur, da? Și împotrivă nu avem, nu? Nu. Avem 13 voturi pentru, l-am auzit pe domnul Dămoc. Al doilea proiect privind darea administrării este același lucru către școala gimnazială Forgești. Este același lucru, numai cu alte obiecte. Da. Și-aș vrea să mă scuzați și eu la comunicație. Da. Mă scuzați, domnul... Nu, eu am... Haideți, domnul Velea. A, domnul Velea. Da. Cineva s-a înscris la cuvânt? A, vedem. Da. Bine. Aici am văzut că s-au făcut niște evaluări. A spus dumneavoastră că a fost un evaluator și a făcut evaluări la toate lucrurile astea care se dau în primire la școală, nu? Da. La școala Recea văd că terenul de fotbal e evaluat undeva, așa spune, teren sport, școala Recea, nu? E evaluat undeva la 85.300. Da. Terenul de la Recea. Terenul de la Suhodor la noi e evaluat, teren, sport, școala Horgești, e evaluat școala 144, școala, și școala Sohotor, 127.000, mă scuzați. Da. E mai dotat terenul nostru de la Sohotor, de la pitasă, la acolo, unde prinde pe noi, singură, dar ăsta e la... Deci mirea singură, că eu... Nu, dar... Haideți să nu facem aia, haideți că există și o răspunsură și nu știu ce facem, dar dacă m-ați spus... Dacă tot evaluatorul ăla o fi fost care îi evaluat și terenul îi face numai 10.000, dar m-am scris la cum nu trebuie să... Da, și m-ați întrebat un lucru, da. Păi asta ați vrut să te amici și eu, și eu nu știu nevoastră. Da, v-am spus, dar eu. Am spus la ce vă stăședință, dar... Am spus eu. V-am spus eu la începutul ședinții de ce diferență. Dar nu fi fost tot același evaluator care a evaluat și terenul de sport, că face numai 10.000 de euro, de asta noi nici nu avem teren de sport. Domnul Bunaru știe, au fost acum vreo două săptămâni să luăm la bătaie acolo. Suntem nevoiți să mergem iar să ne luăm la bătaie tot timpul? Deci 10 ani sunt 90 de copii la grădiniță, numai cum a trecut. Dacă mai sunt din Anglia, vă dați cu seama când o să vină la ce faci. Ne ducem și îi scoatem pe orjeșteni de pe teren sau îi scoatem pe răceni. Trebuie să urgentăm, mai e un an de zile. Dumneavoastră spuneți că încă nu și o să facă. Dar mai e un an de zile și se expiră mandatul. Dacă noi nu ne zbatem acum, are dreptate. Spuneam mai înainte când în jur consilieri. Suntem jumate din Consiliul Local, din Sohodor, consilieri aici. 7 consilieri. Și noi votăm tocmai pentru alții. Votăm pentru Ojeș, votăm pentru Răcătău, pentru alții. Dar noi Sohodor nimic nu face. Nu se poate termina, chiar face ceva un pic cu terenul ăsta de sport. Să înaintem un pic documente, dacă stau pe loc așa degeaba atunci. Domnul Velea, nu e așa? Mă scuzați, vă întreb. Da, vă rog. Da, tot, așa pentru Orgești, pentru Orgești s-a făcut un loc de joacă. Pentru Sohodor s-a făcut extinderi rețea. S-a făcut școala. Doamna, așa este. Eu nu vă contrazic. Nu spuneți că s-a făcut pentru altul. Nu vă contrazic. Pentru că s-a făcut un teren de sport.
când se face câte un proiect, când se face câte ceva, se face și se ia în bază unde e necesar. Noi stăm la rând și dumneavoastră. Dacă la noi sunt 500... Poți mai așteptăm iar? Da. Sunt 500 și faci cu Gheorghe. Nu, dar nu se facă competiție. Asta! Da! Spune dumneavoastră. Nu se dea într-o competiție între sat. Trebuie să ne bucurăm că s-a făcut. Și aveți perfectă dreptate, trebuie și la socotul. Și exact așa s-a vorbit. Dacă reușim în fiecare an să facem câte teren de sport, la finalul anului, celor 4 ani din mandat, toate școlile din sat vor avea teren de sport. Știi, măcar am făcut ceva pentru copiii din sat. Exact. Dar la Socotor e problema terenului și asta e problema. Nu este lucrurile foarte greu. Și aici nu depinde de noi de Consiliul Local, ci depinde de administrul de executiv. Noi nu mai suntem în consiliere. Și ce nu facem atunci? Măcar acum nu am de zis să ne spatem și noi Socotorul, domnul consilier care suntem. Sunt de acord cu dumneavoastră. Sunt de acord. Și de asta, probabil că anul ăsta va fi primul an când nu se vor mai face niciun teren de sport. Vedeți că nu ținem numai de noi de Consiliul Local. Tot ce se realizează în comuna Ploiești. Nu se ține numai noi, dar noi am luat tot terenul din domnul. Nu trebuie să apropiere anul ăsta și să facă un validator. Nu? Cum vreau să apropiere? Aveți idee că ai apropiere cam cât o dorați cu drumul ăla? Pentru apropiere. Așa, am luat vreo 3 luni de zile, dar în situația de noastră de față, pe persoana respectivă, dar nici nu contează dacă se opune și atacă exproprierea, pentru că ea își merge cursul, se poate ataca doar valoarea. Vreau o valoare mai mare. Dacă o să atace ulterior, o să obțină o hotărâre prin care o să obțină o valoare peste valoarea de raportului de evaluare. Eu mă îndoiesc, dar nu sunt eu instanță să stabilesc. O să primească după aia banii. Undeva ca proces, ca și termen de expropiere, dacă mi-aduc aminte când am făcut-o pentru acel teren de la Rece, undeva la 3 luni de zile. Acum... Nu ar fi chiar o perioadă și toate de luni. Da, după aceea, deci asta, ca idei, v-am spus, domnul și domnul Belea și doctorul, aveți dreptate, nimeni nu vă contrazice, este o prioritate, se va face, aș dori să, sunteți într-adevăr de la Socotor, locuiți în Socotor, dar aici este Consiliul Local Horgești, nu că e comunei Horgești, care Socotor este parte, trebuie să mai încercăm tot. Tot să creăm acele tensiuni între locuitorii satelor, că toți ajungem și aici, și acolo, și acolo, și cel din Horgești, care, păi, tocmai că ar trebui atunci dumneavoastră să faceți ceva să le dezamorsați. Cel care vine din Horgești, și arată că tot trece prin Socotor, se duce, vine la primărie, vine în Horgești. Domnul secretar, dați-mi voi, noi cetățenii din comuna Horgești, înțelegem foarte bine, și cu ceilalți. Asta spun, adică... Nu este... Ceară între noi. Este o vina conducerii primăriei, a domnului vice, a domnului secretar și a doamnei fostei primar. Scuzați-mă de vă spun lucrul acesta, deci ce vă spun lucrul acesta? A doua zi când Turcanul n-a vrut, să decidă, a doua zi trebuia făcut expropierea. Nu am luat două luni de zi. Pare rău că vă spun lucrul acesta, dar nu trebuia două luni, trei luni de atunci și până acum. A doua zi trebuia făcut expropierea. Corect. Nu poți, mai, pentru că trebuie un timp. Acum domnul Turcan mai face un recurs, mai face ceva și mai trece alegeri din care vine. Mai trece alegeri din care vine. Și așa cum a zis domnul Lilă, știi ce zice? Păi a spus niște proști acolo și a ținut capul jos. Așa este, adevărat este. Nu scuzați cu treaba asta. Nu, acum a zis Lilă, a zis așa. Noi suntem 5-6 consilieri de la Socotor, pe cuvântul nostru, dacă vă spunem sincer, nu se mai votează un proiect pentru alt sat până să facem un proiect. În prima ședință vrem să fie proiectul ăla pus pe linie prima de zi. Dacă era demarată expropierea, nu mai avea discuția asta. Nu aveam discuțiile astea. Sub nicio formă, nu le mai avea. Dom'le, dacă îmi durează documentația și nu o trimiți acolo, o trimiți, hai, vă lăsăm bani. Dacă nu domnul secretar, în fiecare ședință o să aveți aceeași tensiuni. Nu, să treacă ședință de ședință. Sunt convins și-o să... Nu, dar sigur, de o lună la ședința viitoare să ne arătați gazimile. Sunt multe aspecte care, dacă nu vreau acum să vă expun pe toate, care blochează, îngreunează, dar nu contează asta. Noi trebuie să ne facem treaba să le rezolvăm. Așa este.
Sunt multe. Vă pun acum o listă dacă de aspecte care ne-au blocat și ne-au oprit să facem asta, nu vă încălzește cu nimica. Dumneavoastră vreți să facem lucrul ăsta loc terenul. Da? Asta se face. Aici am ajuns la o concluzie. Ca să răspund pe scurt, domnul Livelea, diferența de la valori, v-am spus, terenul de la Recea este trecut la momentul când s-a făcut evaluarea, nu era finalizată lucrarea de îmbunătățire. Este la valoarea lui doar de teren. Acum, cred că ne uităm ca și suprafață, este mult mai mare cealaltă valoare. Deci, și evaluatorul, când, în momentul când ia valorile terenului, ia din niște liste de evaluare, că nu vine și dă el prețul, știți? Și atunci, dacă atât apare în listările care le folosesc inclusiv notarii, atât ai trecut. Acum, terenul ăla nu o să dispară niciodată, nu o să-i ceară nimeni directul de la școală și spune, domne, a dispărut terenul, a plecat în cer și tot să-mi dai banii ăștia. Nu! Atunci îmi cer scuze că eu asta nu înțelesesem. Deci acum îmi spuneți de fapt, noi predăm terenul cum a fost evaluat în 2021 fără construcția terenului de sport modern? Da, și v-am spus că se va face, dar chiar la început v-am spus că se va face cu documentația, dar cu documentația există și când se va face predarea efectivă, se va da la prețul conform documentației. Deci noi nu predăm încă terenurile de pentru sport. Pentru că nu. Se predau terenurile terenul, da? La suprafață. Dar directorul școlii ca să semneze trebuie să-i dau o documentație. Nu poți să semnezi așa pe ce îi spun eu pe ochi frumoși, cu sumele reale și cu ce este cu îmbunătățirile aduse. Am înțeles. Bun. Iar evaluările tot timpul vor suferi dacă există o dinamică. Unele ies din folosință, altele intră, altele își pierd din valoare prin uz, dar ca idei, corpurile trebuie predate, ca cineva să le răspunde de ele. Evident. Da. Dacă le folosește, să le și... Mai avem un la cuvânt? Să punem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abține. Împotrivă, avem aceeași structură cu 13 pentru și 2 abțineri. Deci dacă așa poți să vorbești. Da, la fel. Da? 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de interes local ce se vor executa de către persoane majore apte de muncă, beneficiare de ajutor social pentru anul 2023. Având de vedere legislația care este în vigoare, noi suntem datori să-i scoatem de asistență socială la muncă care o au de efectiv. Am început din ianuarie și am lucrat tot curățenie și pe la Rătăt, și pe la Recea, și pe la Corgeș, și la Sohodor am fost atâtea ori. Cred că am adunat, dacă nu, mai bine de 20-30 de tone de gunoaie din toată comuna. Am adunat, nu numai de la Gorge sau, dar în special la Sohodor, voi săriți cu gură toți că sunteți consilieri, dar nu ajutați cu nimic cu autoritățile de la Gorge cu întrebința deșeurilor. Absolut deloc. M-am dus și am zis, băi, ai dus acolo, hârtie, spune-mi un smibiu ăla care e, că eu și pot să iau măsură asupra lui. Nimeni nu se ia un angajament să zică, băi, l-am văzut pe cutare. Uite, eu l-am văzut și eu îmi iau, eu dacă l-am prins, eu l-am amendat. Ce-am găsit? Hârtii, ce-am găsit tot absolut cu persoanele respective. I-am amendat. Ce vreau în 2010? Lucrăm la afară satului. Și în sat, dar și în afară satului. Păi în sat, dacă mergi pe toate străzile din Sohotor, aduni ei cu sacul și aduni saci întregi de gunoi, în sat. Nu mai zic în afară. Dar hai să mergem în alte părți. Hai să mergem pe la Răgătău, la Recea, la Horgeș, mergem pe uliți, pe străzi. Așa. Să vedem câte gunoi adunăm din Horgeș, vedem câte adunăm din Recea, câte adunăm din Răgătău. Și comparăm cu Sohodorul, să vedem cam cât... Domnul Vișii, da. Avertizați omul. Care, domnule? Proprietarul. Le-am dat în fața curții lui, în fața... Da, domnul Dujan, atunci pierdem vorbă, dar asta e problemă. Domnul de datoria fiecare acolo. Domnul. Și plus de asta... Ajutați-i să-i avertizeze, dar spuneți-i cine sunt. Dar nu trebuie să-i ajutăm noi, domnul secretar, sau formatul. Hei, că acum ajutați pe unele, te să ajutăm pe tot acum, nu mai suntem în Consiliul. Montați, domnule, camerele alea. Plătim pentru pasă, montați camerele alea. Nu ca să mergeu eu să spui că Y, X, nu...
nu știu ce, am pentru 6 milioane că se dau camera în vede și când a văzut primăria să la Mendeză. Atunci nu e niciun dubiu că m-a plărât ăla, că m-a te-a văzut camera, băi, tu ești. Amendă și gata, ca să nu mai ducă. Realizați că în clipa când punem, pun aici o cameră, cu noi va fi dat dincolo unde este camera. Câte camere? Ce să facem? Să facem prin satelit? Domnul secretar, să fim un loc unde se duc noi. La ulița de la școală, care zice că se duce pe tasă în noi. La școală, la sodul, la încă. Se va monta și sistemul ăsta nou de camere. Și atunci, dacă va apărea în altă parte groapă de gunoi, nu știu ce... Dar n-are unde, domn secretar, că e acolo la dealul la vie și acolo la cimitirul acolo. Și dacă se lucrează două camere acolo, se bătă, n-ai cum să... Și pe Valea Zohodor l-ai văzut, n-ai marina acolo de curând? Dacă nu așa, trei camere dacă se mântează. Dar tu știi că noi am plătit amendă pentru Zohodor, pentru gunoi. Și gunoi este pe terenul oamenilor? Tu știi ce v-a dat? Domnul secretar, domnul vice, dar nu știu. Dar să tu dacă ai teren acolo, păi să te amendezi. Mă amendați, dacă cum cu noi mă amendați pe mine, atunci tu luați camere. Nu tu dacă pui, dacă să-l aduci altul pe mine, nu tău. Să ce-i vrea spune, să păzesc eu? Domnul vice, nu păzesc dumneavoastră, păzesc eu. E ușor de-a vorbit. Domnul vice, dumneavoastră, comunitatea, toți oamenii plătesc bani pentru pază. Cine plătește paza aia? 5 lei, mă. 5 lei, domnul secretar, dacă la 5.000 de persoane câte sunt în comuna asta sau câte plătesc, unde sunt 5.000? Nu se adună bani și atunci de ce nu puniți? Dacă eu am teren aici și nu vreau să-l denunț pe X, că nu știu ce e, cum a fac să... Păi nu e așa, păi tu răspuns că ai deja cu bani. Aminti când am luat discuția și vreau să vă arăt filmarea de era, nu eu am depus gunoi acolo, știu, dar am fost amenința și atunci când mă amendează. S-a dus prietenul, l-a lăsat exact în mijloc. E filmarea acolo. Ce e o proprietare aici pe teren, eu răspuns. Da, și dacă vin... Păi stau în cap să ia. Eu mă duc să studiu din capătul să... Stau în cap și ia. Acolo stau pe el. Păi ce am dus gunoi la mine? Acum lăsa-mi acolo. Haideți să ne liniștim puțin. Eu vin și sunt măcar de vreo și mai în cap. Ai văzut la cuvântul așa. Să știți că legea spune că proprietarul terenului este cel care spune. Așa spune legea, domnule. Așa spune legea. Și eu, dacă am și un cart cu curte dumneavoastră, dacă vă aruncă cineva ceva, răspundeți dumneavoastră. Eu știu că e greu să un teren în câmp să-l păziți, așa este. Dar eu mă duc de un kilometru să stau să păzesc tot timpul acolo să-mi păzesc terenul. Ei, aici vorbeam de acordul tuturor și dacă 90% din oameni n-ar fi de acord cu aruncarea gunoiului, iar face pe cei 10%, iar determinat cumva să nu o facă. Fie azi îi arătăm obrazul, mâine îi mai spunem lor, apoi mâine... Nu putem nici așa, adică trebuie să ne hotărâm. Ca să faci omletă trebuie să spargi ouăle. Domnul secretar, dacă când e invers, 90 aruncă și 10 se chinui ca să adune cum e? Domnul președinte. Ce vreau O secundă. O secundă. Vă scris la cuvânt? Domnul Pisecaru? Altcineva să mai scrie? Domnul Dămo. Domnul Dămo? Era doamna Asabi prima scrisă, dar haideți să lăsăm cuvânt. Da, spune domnul Budău. Vreau mai multă implicare din partea consilierilor la acest proiect. Mă repet, vreau mai multă implicare. Eu vinerea, mâine fac două săptămâni. Am căutat, am găsit și am fost, am ieșit pe teren, în curtea bisericii la Mazeu, cu 20 de oameni. Eu cred că se poate, dacă există din partea noastră un pic de implicare. Da. Unu, doi, ar mai trebui cumpărate niște ustensilii ceva, că vedeți că vin cu mâna buzunar. Cum? Nimic. Nimic. Nu, 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 domnul vice. Domnul vice, nu știu așa. La inundare. Seturi de sași le dați la consilierii de la Zăvodor, de aia negri. Seturi întregi, pentru gunoaile. Știi câți sași am consumat anul ăsta pentru gunoaile care le-am dat? Nu mai am dat. Dacă spune că ești și zimul. Domnul consilier, dați-mi voie și pe a două minute. Nu, v-ați scris la cuvânt, da? Nu mai știu. Care cum e, haide să luăm la vrea și domnul Dămoc, lăsați pe domnul să voi, că nu mai știu dacă vrea, mai domnul Dămoc, mai domnul Isecaru, era, haideți că avem timp. Vă spunem un lucru principal. Da, dar eu nu mă gândesc. L-am mai spus acum anul o dată și-l mai spun și anul ăsta o dată. Lăsatul Zăvodor să-l construiești foarte bun, față de toate satele astea la tine. Și noi nu le-am, au toate construcțiile care se fac, oamenii n-au unde să ducă menajul.
noi. Moruzul ăsta, cum se mai zice? Moruzul. Ăsta ne trebuie pregătit un loc pentru moruzul ăsta. Că dacă n-am să fie... Băi, există, legea nu ne permite lucrul ăsta. Fiecare om care demolează are obligația de a contacta un operator care ca să ridice moruzul pe propria lui cheltuială. Asta este. Noi platformă nu avem de unde. Nu avem voie să facem voie. Trebuie făcut un loc în mine. Nu vei atât. Exact, să aibă. 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 Domnul viceprimar sau domnul secretar, aveți o statistică. Deci din urmă, cu 10 ani, 15, câte amenzi s-au dat pentru depozitarea gunoiului? Asta nu am, sincer, pot să vă spun de când... Eu cum am încălut să dau nicio amendă. De când sunt eu angajat până la un moment dat, acum, când am început să dea, nu s-o dau. Păi nu. Și nu o să dea, domnul... Ba s-au dat, acum avem date amenzi. Nu o să se dea, pentru că nimeni nu o să, niciun primar nu o să aibă curajul ca să dea amenzi și tot mai de asta apare conflictul aici, pentru că nimeni nu are curajul să denunțe. Pentru că în momentul când ai denunțat și nu se ia măsuri, deja tu ești ăla care... Eu aștept un denunț și să văd dacă... Puteți să-l depuneți direct la mine și să văd dacă să dea amendă sau nu. Dacă nu să dea amendă, eu mă duc personal și scriu amenda. Eu fac partea asta la altă, nu mă omoară. Dar dacă fac denunțul, trebuie să mă duc și la doar la doctor. Dar denunțul trebuie să ai probe, trebuie să ai astea. Nu, domnule, angajații primării trebuie să fii mai implicați un pic, să meargă în teren, să găsească oamenii respectivi. Nu denunță cu Tărescu sau cu Tărescu. Aici apare licență. Da, și dacă îl duce seara la ora 7, da. Eu mă duc stau acolo și știu în care zonă duce? Da. În momentul când... Eu! Dar ce primar m-a dat de să cer cu și noaptea poliție? Dacă există vreo naștere de asta, primar m-a dat de ceva. Domnule, pide capul, mă, să cer cu primar și noaptea, să știi orice. Atunci s-a spus cu Righeș, care rămâne să nu mă daru! Vorbesc un om acolo! Haideți că... Deci care țip în casă. Când o să ia măsuri, atunci lumea o să vadă, doamne, nu mai duc noi, că iau amendă sau mă vede cineva, nu știu ce. Dar în momentul, dacă nu măsuri se ia măsuri... s-au luat, este foarte greu să ține de dificil. S-au luat niște măsuri puține și sau minime. Noi avem deja votat în Consiliul Local o serie de măsuri care se pot lua. Dar nu s-au luat niciodată. Știți cum e? Marea dificultate este la identificare. Acolo unde s-au găsit și s-au găsit. S-au găsit pe pârna, s-au găsit. Spunea de angajații primării. Au stat și au căutat angajații primării în gunoi și au găsit anumite documente prin baza care au putut să identifice. Este și asta. Da, dacă altă metodă n-a fost, e și asta o metodă, au fost amendate persoanele respective. Dar omul până nu îi depui în față, dovada așa este, nu prea... Dotați-vă cu domnul de astea care primeze, să vă mulțumim! Păi... Domnul de loc! La primării, cu dronii, cu astea, să circule tot timpul, să vadă! Nu vezi că mai nu budare, dar asta e răspunsul de la începutul proiectului! De la începutul proiectului e răspunsul de la... Da, a văzut! Voi puteți să zic... Dacă vreau să zic, să pot mai zic... Poate să fie sigur de chestia. Schimbăm metodul. Da, vă rog, domnule. Să-l curege, să-și facă, că astăzi se pare că e să simte liber la vorbă. Domnul Pise, clar, ca să cer la dumneavoastră, că ați zis că nu se dau amenzi. S-au dat amenzi acum în ultimii 2 ani, pe ultimul an. S-au dat, dar oamenii s-a spus că e din cauza mea. Nu e de la cetățeță. Nu e adevărat, că ne-ai dus dumneata cu noi acolo. Acum, de ce nu vorbim pe aia dreaptă? Nu, că ajungem la ceea ce a zis ședința trecută, nu știu cine mi-a reproșat când zis la gara de mediu. Domnul Dudulic. Da, deci de acolo a plecat, pentru că eu am zis la gara de mediu, a venit gara de mediu, a amendat primăria, primăria ca să se justifice cumva că își fac treaba, au trebuit să amendeze niște cetățeni. Numai așa scot bani. Și altfel s-a ajuns, s-a format un cer, cine-i de vină, dă loc. Dar nu s-a spus că din cauza, s-a spus că datorită dumneavoastră era de bine, era de bine. Era de alte forme, da, înțeles. Dacă e de bine, atunci... Da. Referitor la proiectul ăsta de hotărâre, există această
se discută, știți, în spațiul public, genul cetățenii, mereu când vorbim de persoane de la ajutor social, este așa o creație a cetățenilor, că nu-și fac treaba, că și oarecum îndreptățită. Înțeles, din punctul dumneavoastră de vedere, senatul vreau să spuneți că vă faceți treaba. Dar ca să putem să închidem oarecum aceste discuții și ca oamenii să vadă că dumneavoastră chiar vă faceți treabă, că scoateți oamenii la treabă. Există o lege care prevede ca lista să fie publică, cu persoanele beneficiare să fie la vizier. Găsim la acest moment lista la vizier? Nu o găsim. De-aia zic, eu vă spun, nu vă spun ca să vă critic, vă spun lucrurile cum ar trebui să se întâmple. Mai departe, o idee bună pe care eu zic că ar veni în ajutorul dumneavoastră, ca și autoritate publică care vă faceți treaba, lunar, în ședința de Consiliul Local, s-a mai discutat treaba asta și în anii trecuți, dar nu s-a vrut să pună în aplicare. Să veniți în fața Consiliului Local cu lucrările, cu lista de lucrări care au fost efectuate, cu numărul de persoane, câte au fost la lucru, câte ore s-au făcut. Ar dura două minute și am putea să închidem o dată pentru totdeauna subiectul ăsta. Uitați oameni buni, unde s-a lucrat, cine a lucrat și închidem o dată pentru totdeauna subiectul ăsta. Și atunci, cu siguranță, nu mai că nu se face, că iau bani degeaba, că-ți plecați în Anglia, că nu știu ce. Câte au mai rămas? Și câte au mai rămas? Dacă ar fi pus la treabă cum trebuie, ar rămâne foarte multe. Păi, exact da, cu orele care trebuie să-l facă. Da, din ăștia care sunt, jumătate din ei ori sunt bătrâni, peste 60. Dar nu-i un calcul pierdut. Ori atunci a devenit la doctorul care are gripă? Doamne, jumătate din ei sunt care au copii mici, sunt bolnavi, în primul rând. Și sunt trecuți de vârsta care nu mai putem să-și facem la... Asta era următoarea întrebare. De numărul de beneficiari total, câte persoane aflu de muncă care nu au scutirea lor? Aproximativ. Aproximativ. Un sfert din ei. Deci în jur din 400 de dosare, un sfert din ei rămânea cam 100. Bun din muncă. Bun din muncă. O răsturnăm comuna, 100 de oameni. Da, domnule. Mai apsurile la rece, adică... Dar dumneavoastră știți că tot când mergem la ei, să-i scoatem pe aia care sunt zice, dar de ce mă scoți numai pe mine și nu-l scoți pe putare? Că el se duce și de la crâșmă. Dar el a ieșit în afara vârstei, nu poți să-l scot? Sau are acasă un copil mic care n-am voie să-l scot? N-am voie. Ce zic fac? Asta este legea, noi acordăm după lege. Ok. Cine scrie și persoanele responsabile la evige primarul? Cine face contajele, cine are datoria de a merge la om să spună astăzi trebuie să vii acolo? Eu și cu doamna Lia, care e de la... Bine, sunt și oameni însărcinați. Salubritate. Din fiecare grupare care... Sunt în comun, nu mai sunt oameni, dar sunt foarte mulți care refuză din cauza că se duce la el și îl ia și îl înjoară și îl face tot felul. Înțelegi? Da, că mai ales să s-o hoză. Vă spun ce este. La noi, la orice, avem oameni desemnați pe zone, pe aia, băi, când îi dau telefon, băi, scoate nu sunt mii cinci oameni în zona respectivă. Mi-i scoate, nu-i nicio problemă. La Sohodor, unul n-o vreau să mă spună... Nu trebuie să-l stai tot de la ajutor, îl stai pe o lună, că nu veni la muncă și să vezi a doua, a treia lună ce prezent, e singur, te întreabă. Are dreptate. Ca să închei, eu am un amendament la proiectul hotărâri. Trebuie să-l stai de tot. Nu? Și amendamentul sună așa. Persoana responsabilă pentru ducerea la îndeplinire a prezentului proiect are obligația să afișeze planul de acțiuni sau de lucrări de interes local prevăzute la articolul 1, alături de lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, și persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local. Lunar vor fi prezentate Consiliul Local al Comunei Corugești în cadrul ședințelor ordinare. M-ați pierdut, domnul consilier. Trebuie să-i notez că dacă trebuie să fac hotărârea. Deci sunt alături de lista beneficiarilor și persoanelor care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local. Da. Deci aici se cheie prima frază. Da. Lunar vor fi prezentate Consiliul Local al Comunei Corcești în cadrul ședințelor ordinare lista de acțiuni sau lucrări de interes local
efectuate în luna precedentă. Precum și pontaje la ferete întocmite de persoanele responsabile. Am notat, vor fi două amendamente, două articole, să înțeleg. Că... Eu am zis că... Da, cum considerați, eu am zis că sunt articole. În lista beneficiarilor, trebuie să aducem la cunoștință că ea va poate fi publicată doar cu blurarea datelor cu caracter personal. Știți că există o mare problemă pe, și există, cred că, și un conflict între lege, în ceea ce înseamnă legea cu datelor cu caracter personal, și celelalte legi care presupun afișarea persoanelor și beneficiarilor. Se pot, adică nu cred că important este să, practic, tot ce am discutat noi astăzi aici se rezumă. Și astfel, și cetățeanul nemulțumit că nu se lucrează, putem să-i arătăm, uitați, astea sunt orele, astea sunt lucrurile, astea sunt pontaje. Păi ideea asta este pierdere, dacă mai stau și mă gândesc, ce funcționar să-l pot să facă în fiecare lună 400 de liste și să-i scoată numele, să-i treacă inițiale, să-i scoată CNP-ul și să poată să facă lucrul ăsta. Asta face asta. Dată, că după dar știu că nu-i problema a dumneavoastră, dar așa că e, pentru că listele se modifică lunar, că nu da. Sunt aceleași. Mai unii, alții ies. Dacă ar fi anual, ar fi simplu, dar unii intră, alții ies, că sunt oameni care sunt scoși. Și în primul rând nu putem să unim pe ea care... Au trecut vârsta, dar nu putem, în care au copii, nu putem să-i punem. Rămân online. Da, așa au zis. La revedere. Și asta ar fi singura dificultate. Cu lucrările nu, dar pentru lista tuturor oamenilor care sunt, ar însemna, mai ales că pe compartimentul social, asistență socială, tocmai ne-a plecat o campanie, intră în concediu de creștere copil, deja suntem mai puțin iros decât te aveam. Da, da, nu, da, de compartiment suntem mai puțin. Asta deja nu-i problema dumneavoastră, da, așa e. Da. Bun, atât am spus. Mulțumim. Da, altcineva? Domnul Dublică. Domnule, cu privire la auditoarele astea pe cele. Aia ca totul de baldă, așa, și ca o formă bună și gândită. Mare lucru, 140 ceva de lei care-i de rău. E vorba că și omul nu-i costie și oricum să facă datoria, așa e. Domnul Vici, a fost, aruncă la școală când iese elevul, dacă nu e educat nici la școală, nici acasă. Aruncă la pod, la mine, acolo unde stau, aruncă hârtiile, tot și ambalajul care mănâncă un corn, un putare, îl aruncă acolo, pe drum, pe drum, nu e. Asta am văzut numai la dumneavoastră, am văzut și aici, trecând pe lângă coș, aruncând după, da, așa este, da, ține de acasă, așa nu e. Și nu, am văzut peste tot, nu e o problemă neapărat cu trebuie. Dacă acasă nu-i educat copilul, nici la școală, alte probleme. Ar dori ca... Noi la școală, domnul Vici, numai un pic, noi transmitem informații și facem lecții cu ei, nu educații. Educații facem la ori dirigenție și așa cât putem. Deja ne chinuim foarte mult că de acasă vin fără niciun fel de educație. Deja pierdem jumătate din oră cu asta, da, cu educația de 7 ani. Au educația de IT. El, de când masa l-a făcut, stă cu telefonul mână. Să intre pe telefon. Și acolo învață numai prostii și numai... Nu știu de ce... Fiecare om e ce bun sau ce rău, că așa e în viață. Alegi ce, dacă vrei să alegi rău, nu mă rău la legi. Nu se prinde binele de ei, mai degrabă se prinde rău. Bun, mulțumim. Atât, domnul Dumnezeu. Altă problemă mai am cu câinii ăștia, domnul. Ar vrea să facă primăria un anunț afiș în sat și fiecare care nu își leagă câine ar să fie amendat. Dar de unde știm acuie câinele? Cum? De unde știm acuie câinele? De unde știi? Da. Eu vin de la Hotel, mă duc la Recatol.
Rezolvarea este sterilizarea și noi am mai discutat cu domnul... Asta este rezolvarea finală, sterilizarea, că alte metode nimeni nu o să nici să-i măcelărești, nici să... Se va steriliza, o face și campanii de sterilizare, nu contează cui câinile, nu i-a prins, l-ai sterilizat. Și cu asta basta, oricum avea obligația omul să o facă. Păi da, când se mai face asta? S-au făcut sterilizări și se mai fac și cei care vor să ducă de bună voie au dus și au făcut sterilizări gratuite, domnul doctor Videni le-a făcut, mai vorbim acolo nouă campanii. Oricum n-ar strica un anuț, fiecare zi. Da, asta nu e o problemă. Da. Să-ți lăsați, așa e. Prin sterilizarea lor se va scăpa încet, încet. Nimeni nu putea nici să... Eu trebuie să duc eu la școală, că e frică să rămână. Și mulți părinți care sunt copii, scriu eu. Nu știu ce se întâmplă, că se înhăitează. Păi nu ce stea legat. Atât doamnă dublică. Altcineva? Eu? Mai dați-mi via voie. Haideți, domnul Zăboc. Acum anul s-a propus un proiect, a propus domnul Zăboc, cu punerea de coșuri prin sat, prin orice sat. Și să ia inițiativa mai repede, ca copiii când iese de la școală, să ai să arunce pachetele, așa cum a zis Dudulică, resturile deșeurile, sticlele și tot ce are. Și dacă ar avea mai multe coșuri așa, s-ar pune în ele și oamenii n-ar mai arunca în șansă. Și ar rezolva o problemă, cred că. Vă mulțumesc! Acum, să vă zic ceva, la Rofia, la deal, omul și-a pus două coșuri, sau chiar și la deal. Ies omul de pe, așa, și în loc să-mi dea în corcel, la merge 10 metri mai încolo. Da, dar nu crezi să fim mai jos. Zici, ce să fac? Educație. Dacă nu-i educat, poți să-i pui tu. Amendăm profesor magazinul. Bun, să punem la vot acest proiect? Nu, prima dată să puneți la vot amendamentul. Amendamentul, da. Am să-l mai citesc o dată. Persoana responsabilă pentru... Pentru ducea îndeplinire a prezentei hotărâri, am scris și eu din am scris de aia. Ne deslușim. Puteți să mă citeți de-a voastră odată? Da, da. Persoana responsabilă. Dați puteți să vă registrez ca să faci amendament, da? Cu acordul dumneavoastră vă registrez. Vă rog. Persoana responsabilă pentru a duce la îndeplinire prezenta hotărâre, precum și are obligația să afișeze planul de acțiuni sau de lucrări de interes local prevăzute la articolul 1, alături de lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social și persoane care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local. Lunar vor fi prezentate în cadrul ședințelor ordinare ale Consiliului Local Porgești lista de acțiuni sau lucrări de interes local efectuate în luna precedentă, precum și pontajele aferente împrumutate de persoanele responsabile. Opresc. În primul rând, noi trebuie să desemnăm o persoană. Păi scrie viceprimarul. În proiect scrie dumneavoastră. Vedem cine are timp. Mai departe e treaba dumneavoastră. Are bază legală amendamentul. Dați puțin să salvez. Poftim? Are bază legală, că nu e greu amendamentul, dar are bază legală. Are bază legală pentru că, am spus, singura dificultate este de a trebui respectată legea ceea ce privește blurarea datelor cu caracter personal ale persoanelor din listă. Da, pentru că acolo, într-adevăr, putem intra în urmă. Și pe cine am să cine sunt să pe fi? Facebook doi oameni care umblă prin primării prin țară și cer pe la vizie, da, pentru că asta fac scandal. Exact pe treaba asta fac scandal. Nu o să te de acord, sunt convins că măcar cu limbajul și modul de comportare nu mai fi nimeni de acord. Da, nu e vorba de asta, am vrut să dau un exemplu că și asta prevede legea, deci ne-am... Te-am spus, din punct de vedere legal, ar fi așa. Problema este de pluralea datelor și cineva face lucrul ăsta la fiecare lună la 300-400 de oameni, da? Munca e la început și după aia v-am spus, e în binele, în primul rând, a domnului viceprimar, pentru că poate justifica în fața oamenilor care mereu sunt nemulțumiți, să le arate, domnule, uitați, asta e lista, asta ce am făcut, până la urmă, asta deci amendamentul am obținut de fișa postului domnului viceprimar. Deci dânsul trebuie să aibă dacă de astea tot timpul la... Da, îi puteți prezenta la Consiliul Local, unde a făcut ca noi... Noi le avem, asta e
Da. Să puneți la vot amendamentul. Pune la vot amendamentul domnului Dămoc. Votul pentru. Unu. Haideți să luăm, împotrivă, ca să fie mai simplu. Haideți să luăm, avem votul împotrivă. Avem abțineri. Avem abținere. Da. Să abține domnul... Și atunci am 14 voturi pentru, da? Domnul Boboc. Da, unii nu au ridicat, da? Unii v-au ridicat. Sunteți pentru, da? Bun, avem pentru. Amendamentul este aprobat. Supunem la vot proiectul de hotărâre în forma amendată. Pentru. Avem împotrivă? Avem abține? Nu m-am văzut, domnul Dămoc, cum ați votat. Pentru, da? Deci avem 15 pentru. Am crezut că mă uimiți. Eu m-ai uimit odată, să știți. Da, de asta. Am ținut minte și de asta am ținut. Deci așa știi că vă vezi cum le-am votat acest pentru. Așa, bun. 4. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Hurgești, județul Bacău, pe anul 2023. Inițiator, viceprimar, domnul Căleva Marecel, aveți cuvântul. Aici chiar că ar trebui să mă lăsați pe mine, dar... Eu am spus inițiatorul, nu? Spuneți, domnul. Sunt foarte multe posturi care nu mai sunt ocupate și noi am vrea să le ocupăm. Să vedem acum. Cum poate? Adică, multe totul. Sunt. 7 locuri. Sunt, dar scoate. Rectoarea de hotărâre arată ceea ce este la ora actuală, pe organigramă și ea să fiecare an să aprobă și termine de către ANFP. Posturile care sunt și într-adevăr există un necesar de personal urmează a fi scoase la concurs în perioada următoare. Exact cum a spus domnul Velean. Și am să vă și M-am spus, eu le pun și pe aviziere. Pe fiecare dată aveți, nu numai cu anunțul, aveți tot ce înseamnă etapele concursului. Da, da, păi, exact data, avem tot cu data la care se depun dosare, data care se face selecția dosarelor. Cu tot timpul s-au duc și în Consiliul Local, că nu-i mare lucru, o fie o să fie pusă și pe site și procedura care se face prin site-ul ANFP-ului și tot ce este. Îl luăm la cuvânt. Acest proiect. Nimeni. Domnul Dămoc? Supunem la vot. Vot. Mulțumesc pentru. Pentru. Acum a prindit, nu? Ce v-ați uitut? Votul pentru. Împotrivă? Pentru. Bun. N-avem o vot pe 7. 15 voturi pentru. 5. Avem proiectul de hotărâre privind suplimentarea burselor. Asta este o suplimentare. Cred că pot să vă prezint, am la dosar adresele finale de la școli. Am primit în data de 29-a 3-a, dacă dorește cineva, adică ieri dimineață. Au fost discuții cu perioadele care vor fi acordate. Banii cei câte 30.000 au fost alocați, știți că au fost alocați prin buget, acei 30.000 reprezintă aportul nostru, suplimentarea din partea primăriei, după cum citiți în proiectul de hotărâre, la articolul 2 sau 3, că acum nu l-am în față, dar pe dumneavoastră la aveți, scrie faptul că bursele sunt, se asigură din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, aprobată anual prin legea bugetului. Aceste sume sunt sumele care vin direct de la minister, de la guvern, de la minister. Acestea intră direct, adică intră pe conturile noastre și sunt virate direct, fără noi să putem interveni asupra lor, către cele două PG-uri. Sumele stabilite, care vin pe valoare adăugată, defalcată, de la guvern, la Ministerul Învățământului, sunt stabilite în baza cererilor pe care școlile le trimit anterior către inspectoratul școlar, inspectoratul tot lanțul. Ei stabilesc acele sume
principale, le virează prin bugetul nostru, noi le dăm mai departe către școli, noi suntem doar un intermediar. Față de acele sume, dumneavoastră ați aprobat prin ședință de consiliu, să le suplimentăm câte 30.000 pentru fiecare PJ. Inițial, vedeți că noi am fost discuții cu câte luni se vor acorda aceste burse. Inițial, vorbim de anul bugetar 2023. S-a spus că va fi 10 luni și 12 luni pentru bursele sociale. Ulterior am îmbrățișat ideea cu 6, 6 și 8 luni. De ce? Pentru că urmează undeva în luna septembrie să mai apară dosare. Și atunci vom veni în fața dumneavoastră și vom mai aloca o serie de subiecte ca să completăm și să poată să existe, să facem completările pentru bursele care vor fi atunci și dosarele care vor veni pentru care cei de la școli ne-au dat ce au avut acum. Deci numărul burselor care este trecut aici este... O și prezint, uitați ca să nu avem... Sunt adresele de la școli care ei ne-au stabilit numărul de burse pe fiecare categorie. Și dintr-o parte și dintre alta, da? Noi banii acei 30.000 cu care doar suplimentăm, îi dăm acum către școli. Și de ce este graba proiectului? Pentru că dacă eu nu i-aș da acum suplimentarea, îi blochez și banii care vin de la minister și spun, domnule, nu putem să le dăm pentru că nu avem suplimentarea dumneavoastră. Și au dreptate. De asta am introdus acest caz suplimentar al de zi. Noi să putem să virăm banii, să-i dăm, banii sunt deja alocați, să-și poată face suplimentările și să dea inclusiv banii care sunt de la minister și să dea bursele copiilor. De asta am venit ca suplimentar în fața dumneavoastră. De ce este diferențiat, domnul secretar? La ce vă referiți? 53 de lei. Pentru că per numărul de dosare s-au alocat. Și este într-o parte avem 42 de dosare sociale la Horgești, la Răcătău avem 95. Ce suntem noi? Deci voi le-ați penalizat aici, primăria, le-ați penalizat aici. Cu ce suntem noi vinovați că la Horgești sunt mai puține dosare de acolo? Dar cine a spus că dumneavoastră sunteți vinovați? Nu văd discrepanța asta, nu văd... Dar a spus nimeni că nici dumneavoastră, nici eu. Deci, nu, da, dosarele întrebare elevul. De un elev de la Rece, îl întreabă un elev de la Horgești. Nu mă, cât să supune să ții primăria? Mie cu 33 lei, mie cu 50. De ce? De ce? Okay. Citim articolul 3 care vă și răspunde, dar vă răspund și eu. Răspunderea pentru corectitudinea și legalitatea situațiilor drepturilor aferente burselor școlare devine consiliul de administrație a școlilor. Dar fiecare școală își face dosarele de burse și ne trimit nouă adresele astea. Avem atâtea sociale. Noi am aprobat. Noi ca și consiliul local trebuia împărțită suma la numărul de burse egală la pentru fiecare copil, indiferent. Noi am greșit-o acolo. Acolo trebuia raportat exact. Banii au fost alocați din urmă. Da, anul trecut a fost invers, dacă nu mă înșel. Acum, eu cred că se vor regla la următoarea hotărâre. Haideți că s-au scris domnul Velea la cuvânt. Haideți să-l omorăm. Să explic eu cineva? Și au dreptate domnii consilieri, domnul Pisecaru și domnul Burnar. Așa este. Vedeți că dumnealor se zbat aici de o diferență de 17 lei. E vedeți? Pentru copii. Dar noi și să mai spunem cei din Sovador că noi n-am luat și Orgeș. Bineînțeles că suntem. Și noi ne iubesc că ăștia nu ne jură. Da, știu. Vedeți că legea așa trebuie, domnul secretar. Legea prevede că din minimum din efectivul de elevi a unei școli, cel puțin 30% spune că poate să depună altele pentru dosar, pentru burse, nu? Da. Având în vedere, da, la noi, la Orgeș, școala Orgeș, care reprezintă și școala Sovodor,
494, 500 de lei, nu? Așa. Dacă era să o luăm după legii, 30%, trebuia să fie cam 150 de dosare, nu? Dar de ce mă întreba? Nu, eu acum... Asta trebuie să întrebați în toți de administrație al școlilor. Nu, am întrebat. Dosarele nu le-am făcut. Nu, și acolo, dar tot la fel și acolo ca și aici, vorbesc singur. Vorbesc acolo. Eu am pretenția că vorbesc cu dumneavoastră, dar... Da, asta vreau să vă spun. Având în vedere la Arcătău, sunt 337 de copii acolo, așa e. Astea sunt datele care le-au dat directorii, nu le-am dispun eu sau... Da, nici eu. Și acolo burse mult mai multe. Ați văzut acum, da, 90 ceva de burse, pe când la noi 40 de burse. Numai de sociale. Numai de sociale, da. Vedeți că s-au ridicat, da. Cum aș zice, când a trecut a fost invers. Nu, nu, mai mult, așa ceva. De 3 ani de zile tot mereu s-au dus acolo, nu. Păi nu, asta vă spun și acum... La începutul anului, domnul consilier, dați-mi rog, voi, la începutul anului, când a fost ședința ordinară din ianuarie, s-a făcut atunci propuneri pentru proiect, uitați că am foaia în față aici. Și s-a propus atunci propuneri de la noi, la primărie, nu la școală, cum spunem noi că școală. Domnul... Nu, sumele noi le-am alocat, dar le-am alocat în orb, n-am nu știam ce. Și s-a propus atunci pentru școala Orgești, s-a propus burse școlare aici, 238. Păi nu noi, dar dați-mi voi să spun, noi le-am votat. Noi le-am votat. Cine a dat școala, director? Cine a dat director? 138 pentru școala Orgești și 248.000 pentru școala Arătător. Uitați-vă, când a întrebat domnul Lila atunci, filmarea este, se vede filmarea ședință. E filmat. A întrebat domnul Lila atunci, ce s-a făcut diferența asta? Mi s-a spus atunci că am să trec cu numai pe foaie, dar o să rectifici. O să fac altceva. No, nu, nu, nu s-a făcut nimic. Nu, haideți să vă respect. Erau dosarele făcute. Ăștia sunt bani veniți de la guvern, ce spuneți dumneavoastră? Că noi n-am dat banii ăștia, ăștia sunt bani veniți de la guvern prin contul nostru și noi i-am dat mai departe. Da, și noi i-am aprobat. Păi ați aprobat că dacă... Trec numai să nu fie dată. Dacă eu vă dau telefonul ăsta și vă rog să-l dați domnului Dămoc mai departe, nu aprobați? Păi era un ce dar cred că nu-i ceva bun, nu aprob, domnul secretar. Trebuia să nu le mai dăm din loc burse? Adică dacă trimite deci banii se stabilit. Nu le mai dăm? Guvernul trimite, dar noi îi distribuim. Nu, nu. Nu distribuim, dar mai departe. Dacă noi consilierii din Sojo, am mai spus la început când zicea cu ședința, dacă nu o să luăm atitudine, așa o să meargă tot timpul. În Sojo, aveți copii, aveți repos la școli. Nu numai adevărat, asta denotă că Horgesul Sojo e mai bogat decât Reșul. Asta denotă că la noi copiii au tot ce trebuie. Domnul, și câte de ori la fel, domnul director, la fel mi-a spus. Da, domnul Vile, dar dosarele nu le-am făcut noi, le face școala. Nu le-am făcut dumneavoastră școala, de la primărie, primăria pe școală și cetățenii rămân în ce vă repede. Dar vreau să scrie. Eu cred că dacă le-au dat pe acolo și altele vorbesc, vedeți exact că astea sunt acte. Exact. Domnul Prisecar, îți aduce amintea cu trei luni de zile când am luat discuția cu oglinda la cimitir? Haideți să vă spun. Cine tot școala aici nu primăria de vină? Mi s-a spus până... Bursă. Păi da, și a zis că se pune și nu s-a spus nici atunci. Vedeți, dăm vina pe unul și pe altul. Aici noi n-am dat vina pe școală când a spus oglinda. Avem bani, așa este. Noi s-o odor... Domnul Velea, nu-i de vină nici școala, nici primăria. Fiecare părinte a primit lista de exact ce hârtiuță-i trebuie și ce actă-i trebuie la dosar. Dar am primit domnul profesor. Cum a primit? Când am primit, am întrebat. O fost afișat la școală, au copii la școală, păi trebuie să duci la școală dacă ai copii frați, te interesează. Domnul director, eu personal am fost și aici în primărie când am venit, mi-am luat la întrebări. Cine v-a spus vouă că se fac acte din burse? Păi și m-am întrebat foarte bine, nu se facă primărie acte de la școală. Cum, domnule, nu când venim de la primărie, trebuie de venit, ce ați avut de luat, și haideți să vă spun un lucru, ce-au fost de luat ăla, și să vă mai spun un lucru ce-a făcut. Vă amintiți că anii trecuți se trimiteau părinții la notar să dea chiar declarație? Anul ăsta, foarte rău că ați fost, anul ăsta m-am folosit eu de o...
de o prevedere legală și am dat eu... V-ați folosit dumneavoastră, eu eram la Bacău, domnul secretar, când m-a sunat fiul meu, venea genică. Tăticule, ești la Bacău, du-te la ANAF, tu scoate și mie când m-a trimis la primărie. La ANAF, nu confundați ANAF. Și m-a luat pe mine la cură acolo, când mi-a zis la ANAF, tu și care primărie. Confundați ANAF cu declarația pe propria răspundere. Asta, înainte îi trimiteau, și școlile i-au trimis la notar și erau cu cheltuielile alea la notar și oamenii erau sătui. Anul ăsta am stat și le-am făcut noi la fiecare, am semnat eu pe declarația lor. Într-adevăr, au fost școli nu de la noi, dar au fost școli de copii din afară care nu le-au primit. Deși scrie că se poate da și în fața, a primit fața secretarului. Poate v-am spus amul, sunt înscris într-un grup de burse școlari din toată țara. S-au dat burse, mai ales sociale, și la copii din clasa 1-a, 2-a, 3-a, 4-a. Anul am zis că nu sunt bani, nu s-au dat. De ce nu sunt bani? Cum să ne căjiți? Nu, să-l las vădă. Foarte puțini au fost, mai de merit, au mers pe ideea asta, au zis, nu mai fac, domnule, că și așa nu-mi dă, am făcut că anul trecut sau cu doi ani sau cu ce cea și nu mi-o dat. Care au făcut, o primit tot și după aia au venit tot. Și le-au la el, și varianta asta există. Ne mai rămâne doar atât să ne mutăm la aici, toți odorul, că acolo s-au dat, ați văzut, au fost trebuiți oameni de acasă și au luat burse piste și piste. Noi avem școală modernă, avem grădiniță modernă, așteptăm cu dracu. Se teren de școală modernă. Mă așteptăm cu dracu. Doar ați mai fost la noi. Acum 10 ani. A fost și bine. Tu ai mutat la rece. Scăpăm și pe aici probleme și plăcăm. Domnul, dă-mă, dar și cuvântul. Aveți cuvântul, domnul Tămoc. Haideți că mai invă fericitea. Domnul Tudulipic, domnul Tămoc la rând. O secundă. Nebunia. Toate discuțiile astea nu mai aveau loc dacă exista dialog, dacă exista comunicare. Dacă exista legislație, oameni buni. Adică lucrurile astea nu se fac așa după lege. Se fac după lege. Așa e. Acum că îi devină directorul, că îi devină primăria, că îi devină nu știu care. De acolo nu mai deja nu există legislație. La școală, bineînțeles, trebuie să existe o comisie care să aprobe respectivele solicitări. Exact. Există o lege care prevede. Eu asta aș fi vrut să văd. Să văd, să, dacă dați direct... Omul trebuie să vină să solicite ceva să primească, domnule. Lăsați cuvântul, vă rog frumos. Domnul dacă directorii erau acum în ședință, vă explicau exact situația de la școală și nu mai stăteam jumătate de ori aici să spunem așa, bă, așa. Directorii spuneau exact care e situația lui ei concretă în școală și lămuream lucrurile. De asta zic, ne-ar fi spus poate câți copii sunt în situația în care ar putea să-și cumuleze bursa socială cu bursa de merit sau de studiu, pentru că sigur sunt și situații de astea și sunt sigur că nu se cumulează, pentru că am mai avut discuții de astea. Păi de asta zic, și copilul are dreptul ăsta. De ce nu se cumulează? Pentru că noi venim și suplimentăm. Legea spune clar, 200 de lei bursa socială, 200 de lei bursa de merit, 150 de lei bursa de studiu. Asta aproape abrogat, am constatat și eu. Normele? Acea hotărâre, da, da, da. Acea hotărâre da. Care se avea este abrogată. Nu mai pot cumula. Am apăcat și acum mai recent. Nu, nu, se pot cumula. Da. Se pot cumula, dar nu mai hotărârea care era cu sumele. Am intrat și eu pe ea când am făcut proiectul la alea 30 de minute. Sumele sunt cele care le-a dat școlile, care au fost virate prin ordinul de ministru și așa. Pe hotărârea care am avut-o în vedere și dacă uitați pe ea, este abrogată. Am intrat pe program, nu mai este în vigoare. Referitor la punctual la problema asta că sunt 33 de lei la Răcătău și 50 de lei la Horgești, problema asta poate fi rezolvată la fel foarte simplu. Nu mai alocăm suma per școală, cum s-a alocat, ci alocăm per elev care are dreptul. Spune, noi da, rămânem 50 de lei. Noi asta trebuie să facem. Iar astăzi, de exemplu, se venea cu o rectificare, mă, cât mai trebuie la Răcătău ca să aibă și ei 50 de lei. Mai puneam, că nu mai erau, câteva mii de lei în plus. Erau destul de mult. Știți că am făcut calculul ăsta, am încercat. Erau destul de mult, că e mare numărul de burse. Nu e normal ca noi, consilierii locali, să fim puși acum în situația în care să votăm burse diferite pentru copii. Pentru că părintele lor o să vină și o să zică, dar cum, de ce? Dar 17 lei, cât e diferența? Dar eu acum, de azi, eu, normal, legal, eu crez că fac o diferență între copii. Și nu e normal. Adică, aceleași drepturi, aceeași lege,
dar eu îi dau la 1,33 de lei suplimentar și la 1,50 de lei. Și nu e ok. Eu am speranța că la următoarele alegeri. Dar noi nu votăm după speranță. Nu. Eu ca idee v-am spus că se vor alta bani așa natură încât să egalizăm. Dar eu doar să puțin este. Azi 95 sociale, să le egalăm cu Urgești și să le dăm în două. Nu putem, dar nu poți. Atâtea, cine au depus are drept. Dosare, mai, mai, N-ai cum. Deci, în septembrie, când se întâlnim școlile, asta face toții, să facem cu toții, da? Vorbim cu directorii, cu toți părinții din școală și toată lumea să-și depună documentele așa cum trebuie și învățați, da? Cumulat, da? Ai copilul note bune, da, îi cumulăm bursa. Asta e, dacă o să ajungă să strămească miliarde sau cum scrie. Asta e, nu știu cum trebuie să punem banii. Nu mai acum să acumulez, frumicați, de-a bursa de drept. Eu vreau să am depus dosar pentru bursa de studiu. Tot de drept, tot de drept, și dacă cumulează. Și nu mi s-a aprobat nici. Tot de drept. Tocmai de asta zic. Dacă se poate acumula. Noi ce votăm, tot o improvizație este. Asta vreau să înțeleg. Pentru merit și nu pentru bursă de studii. Și nu mi s-a aprobat. Ați întrebat de ce? Tot legat de bursă. Eu nu înțeleg cum de n-au fost informați. Mai ales mămicii din ziua de azi care nu știu pe toate pe de rost. Domnul profesor. Ne-a fost și elevii. Au Facebook în mână toată ziua, acolo există legislația exact tacticii ce trebuie. Știi cum s-a informat domnul? Lasă-mă domnul. Domnul profesor, știi cum s-a informat domnul? Părinții care au luat de anul trecut, pe aia i-a informat. Că prostiile toate mi-n aș face zice, am dreptul ăsta, am dreptul ăsta. Uite și vezi ce ți trebuie să duci și ce are. Atât domnul Damo? Interesat de lege. Da. Mulțumim. Domnul Bubulică, aveți cuvântul domnul Bubulică? Nu. Domnule, să fie înțeleasă treaba. Trebuie să... Primăria nu are datoria pentru documentația care se facă pentru bursurile astea. Să fie înțeleasă. Da, e foarte greu. Cred că în primul rând, părintele trebuie să îngrijească, una, dar și școala, profesorii, directorul, trebuie să înștiințeze. Asta e problema dumneavoastră. Deci, profesorul, nu se apasă cu tare, dirigente, trebuie să înștiințeze elevul și părintele. Faceți documentația că pe urmă să nu ieză discuții. Deci, nu se înștiințeze. Hai că care a fost plecat, nu ai plecat. Acum revin la problema cu... Ăla care a fost plecat poate ia bursă din nu știu ce din anul, de cercetare. Dar nu am aceeași problemă. Revenim la domnul Budnaru, domnul Prisecaru, domnul Iglar Cătău. Zice că, hai, noi ce facem, băi, vezi că v-am făcut, tare, că eu de 33 mă dăză, nu știu ce. Domnule, și săriți în sus cu 33. La Orgeș și Suodor, îs 42. Da, acum pare rău când a cerut amendament să schimbăm domnul. Lasă, domnule, dar lasă-mă să vorbim și eu aia. Deci în 42 și la Recătău încă o dată și plus 1. Cine e vinovat? Cei care au venit? Cine e vinovat? Ce faci cu lăsa? Deci, nu este dreptul lor. Răgnim că la Soldor sunt putare și putare și așa. Dar eu tic, îți afez aici. Suntem consilierii la Soldor. Nu mai aprobăm niciun ban pentru Răcătău. Pentru că v-ați făcut toată. Nici pe Răcătău, pentru Teodoro, dacă e vorba de Răcătău. Nu, pentru Răcătău v-ați făcut de toate. Ce-a făcut doamnă? Cine a făcut de toate? Cine a făcut doamnă? Ei n-am venit și la Răcătău. La Răcătău. Ăla la Răcătău nu-i tine? Ăla-i tine de 200 de ani a școlii. Haideți că nu facem acum la reorganizarea administrativă. Haideți că v-ați făcut și nocturni. Ce? Lasă că vine la care vine cu proiect, vreau să-mi pun saltele de astea de bulete ca să fie fetele de gimnastică. Lasă că eu! Să știi că nu te propunere. Dar nu numai fetele. Să știi că noi ne votăm. Da, să filmează! Haideți că nu mă dăruia dacă mai votăm ceva. Poate-ți bata la ceva. Domnul profesor, dacă când a fost vorba de teren, la ședința trecută, acum vă două luni, când a luat cuvântul cu terenul, și mai durează mult! Da, era pentru dumneata. Hai, domnule, cine a zis că mai durează?
Pentru. Pentru. Abțineri? Domnul Velea, da? Domnul împotrivă? Domnul zbătu și din jaca ce zapetul, da? Pe mine împotrivă, domnul secretar. Domnul Prisecar, împotrivă. Nu-mi place cu altul. Și avem 13 voturi pentru. Da? El nu are 50. Haideți că acum vă certați cu divers. Domnul profesor, problema fizicii oamenii și sunt eu, te-ai îndreptat, domnul Cunar, că voi sunteți asta și nu sunteți ascultați. Bun, scrie la divertiți. Domnul Tudulic, nu vă dau voi. Domnul Tudulic, nu vă dau voi. Vini mâța și în zâșii. Chiar toată lumea vorbește singur și nu vă dau voi. Nu-i cunoșteți corect. Păi dacă mergi cu hau-hau... Nu, domnul domnul. Scrie la diversii, vă rog. Scrie la diversii, vă rog. Nu mai stau, domnul. Nu mai am timp să mai stau. Nu, un pic, la diversii stai o leagă. Nu mă interesează, dar eu trebuie să... Nu mă interesează dumneata. Deci, doamnă... Nu, îmi pare foarte rău, nu pot. Am niște dispoziții pe care chiar vreau să ne spuneți. Îmi pare foarte rău... Dar vă rog frumos să mai stați 5 minute. Nu pot, nu am timp. Domnul, dar nu faci atâta greșeli ca și mine. Dar nu fac greșeli. Să fie la cuvânt la diversie? La programul s-a făcut de luni. Da, uite că eu într-o nu m-a ridicat și v-am spus. Că m-am scris primul la diversie. Dacă era, ne spuneați de la început. Ne-am arcel, stai? Că nu e ok ce faci. Nu pot să stau. Ne-am arcel, spus. Că trebuie să plec la Bacău, nu de altceva. De exemplu, ne-ați promis că o să vină în ședința astăzi să ne spună cu Pășunea care e situația după ce a fost doamna Sorina să l-a trecut. A, cu Pășunea, da, vă poate spune domnul secretar, știi să dânsul care este problema. Că dosarele sunt la comisie. Așa ne indicăm toți, și nu mai votăm ultimul proiect. Păi dar ce facem mai? Care proiect? Ultimul. Se poate să-l votați și foarte bine. Dar trebuia să stai o leacă. Dar nu mai am timp, domnule, trebuie să plec la Bacău, nu înțelegeți? Hai să vezi ce titlul următoare, să vezi ce titlul. Înțelegeți dacă... Îți promit de să-ți faci timp. Hai să vezi ce titlul foarte acum. Cum se ridici să plece așa, vezi? A cineva? De la diversii să scrie? Deci noi cu cine vorbim acolo? Deci chiar e... Deci, da, m-am născut. Să-i spun domnul secretar și notează. Domnul vice. Deci, am venit cu idei, cu modul ăla, cred că știți, care stau degeaba, modul ăla. Am cerut că până apare situația de emergență... La casele modulare. Da, la casele modulare, să pună la pe teren să fie vestiat. Când o vorbim? Mi s-a dat răspunsul că nu putem. Vreau să știu câte variante au încercat, să dea răspunsul domnului vice, câte variante, 10, 5, posibil. Deci au încercat. Deci nu, domnule, că nu s-a noastră cât la Iisus, proprietatea noastră. Nu, proprietatea noastră, noi le-am cumpărat, modurile. Nu știu, mă întrebați eu cum sunt domnule, da? Deci da, să încerce da, cel puțin, vreau să încerce cu ideea asta, cel puțin 10 variante până o rezolvă. Poate să o scoate de la Iisus 1, rămâne cu două, că mai are încă două și așa mai departe. Bun, atât domnul Bunaru, da. Mulțumim. Domnul Dămoc? Și așa stau degeaba să ne igresc sub copacii aia la Căminul Cultural. Da, vă spun sincer. Când nu am o problemă, pot să vină să o ridic. Da, ce știu cu cerușul preotul ăla. Aveam o listă lungă de... Vreau să-mi cer scuze că o să durez un pic mai mult intervenția mea, dar era nevoie de prezența domnului viceprimar și chiar îmi pare rău că are să plece, mai ales că nu ne-a informat. Dar avem cu drumul ăla de la Întării, care nu l-a făcut adică, acum. Cu toții așteptăm o altă abordare, cred că suntem de acord cu punctul ăsta de vedere, că sunt o grămadă de lucruri care nu au fost în regulă în toți anii ăștia și acum speram că vom avea o altfel de abordare și că vom putea să comunicăm și să facem împreună lucruri. Primul lucru care era faptul că la ședința trecută s-a promis faptul, adică asta am solicitat și ni s-a spus că până la ședința asta ni se vor prezenta documentele referitoare la Pășune, să vedem situația. Ieri am trimis o adresă către domnul viceprimar, aș vrea să văd, să-mi răspundă la adresă.
în care am solicitat dovada că fermierii au plătit în termen către primărie sumele pe care sunt prevăzute în contractele de concesiune, copii după documentele din care să reiasă îndeplinirea obligațiilor de efectuare a lucrărilor de întreținere conform amenajamentului pastoral și dovada că fermierii au respectat și respectă încărcătura minimă cu număr de animale pe hectar. Adică sunt lucruri care sunt prevăzute la fel de lege. Avem oameni, fermieri în comună care sunt lăsați de izbeliște oile animalului și avem alți fermieri care nu mai au animale și au pășune în acte și iau și subvenții fondurile europene pe deasupra. Adică nu e normal. Asta odată. Eu o să le prezint pe toate, să avem situația de la Bazga. Avem pompa de la Bazga, oamenii ăia stau fără apă de... luni, ani, cât s-a făcut de asta vară. Domnul, vă rog frumos, vă scris la cuvânt. Dacă aveți ceva pe așa, nu mai spărgim alții. Am solicitat și am fost de acord că acolo trebuie găsit o soluție. Chiar dacă apa de acolo nu mai este potabilă, că înțeleg că nu e potabilă, dar oamenii trebuie să ai măcar apă de pentru să folosească în casă, pentru animale. Că nu, asta e situație de urgență. În comuna noastră, când și cetățenii nu au apă, este o situație de urgență. Avem șef SVSU, avem oameni. Adică nu putem numai să ne plângem că, domnule, nu suntem, n-are cine să facă. Găsim soluții, că de asta ne-am asumat funcții publică și de asta încasăm bani de la bugetul local. Și aici, de asta zic, eu voiam să-l întreb pe domnul Călivan care e obiectivul lui, calitate de primar, că, nu știu, de asta zic, acum voiam să-l întreb dacă e semnătura dumnealui. Am aici o dispoziție, numărul 80 din 14 a doua, scrie primar temea lui Vinița Adriana, dar semnătura cred că e a domnului Călivan. Da. Deci, aceasta este prima. Aceasta e prima dispoziție pe care a dat-o domnul Călivan în calitate de primar în comună. Și anume, dă sporul la salariu. Adică, asta a fost primul lucru. Și vreau să întreb cum a gândit logic lucrul ăsta. A ajuns, deci e prima zi când ești primar și prima dispoziție, stai, doamne, ce aș putea eu să dau dispoziție astăzi? Hai să mai dau niște sporuri la salariu. Deci ai oameni fără apă în comună, ai atâtea probleme în comună asta, oameni fără pășune, oameni care poate n-au copii, care nu-și permit o ciocolată și eu primul lucru care fac, mai dau niște sporuri la salariu pentru oamenii din primărie. Nu e ok. La fel, știți, doamna primar Temea e doamna fost primar când este administrator public. Dispozițiile domnului Călimar astea sunt, da? O pune pe doamna primar în toate comisiile ca să ia bani, dar să ia fonduri, să fie sporul la salar. Deci să ajunge, deci chiar atât, nu știu, eu când am văzut lucrurile astea, îmi vine un cuvânt în cap, cât de hap sunt să fie, adică, nu știu, chiar nu mai ajung banii, adică ne lăfăim pe sute de milioane de bugetul local lunar și în comuna asta sunt oameni fără apă. Adică nu se leagă lucrurile, înțeleg, doamne. Adică, pe parte mă plâng că nu sunt situații, durează cu terenul luni, ca să fac un teren de spor, doamne, durează ani. Dar ca să dau sporul la salar, prima zi când am ajuns primar, semnez să mai dau niște sporuri la salar. Băi, nu e normal. Deci nu e normal, nu sunt normale lucrurile astea. Domnule, și eu asta și vreau să văd, domnul Călimar a ajuns primar. Hai să vedem, din urmă, ce era. De exemplu, este un proiect de taxe și impozite online. Este și lege. Hai să mișcăm lucrurile, că acolo mereu mi s-a prăzut. Ce-a spus? Doamne, nu, tot altfel. Trebuie calculatoare, nu e timp, nu știu ce. Nici în ziua de azi la Corgești, de atunci, deci nu știu dacă erau 10 comune în județ unde se plăteau, acum sunt 10 de comune unde se poate plăti online, dar la Corgești nu s-a făcut nimic, deși avem proiect de hotărâri aprobat. Taxe și impozite online, de tip. Știți că suntem aromați, poate plăti. Da, eu n-am văzut așa ceva. N-am plătit la Corgești, dar... S-a vorbit de platforma de colectare moloz. De-aia zic, știm problemele din județ, unde s-au dat amenzi mari, garda de mediu, controle. Păi, de-aia zic, se spune că nu. Hai, cum, să găsim, suntem împrăziți de gunoaie, dar noi, la fel, la noi nu se poate. La noi luăm pe nu se poate și nu vrem să găsim. Taxa de bază pe care a invocat-o și domnul Velea. Păi, avem sparge, s-au spart magazinul ăla de la Bazga, de acolo, cu autor necunoscut, s-au spart locuințe la bătrâni, dar noi le luăm oamenilor taxă de pază, taxă de pază care, nu v-am mai spus atâta de ani, nu are acoperire legală, pentru că noi nu aprobăm plan de pază anual, care este obligație prin lege. Deci toate lucrurile astea, domnul Călimar ar putea să ne demonstreze că e de bună credință și că vrea să facă lucruri, dar, uite, că n-ai cu cine vorbi.
Așa, asta pentru domnul secretar, astăzi ar trebui să avem pe ordinea de zi obligatoriu proiect pentru starea economică socială a comunei Vorgești. Deci, primul trimestru este obligatoriu să fie prezentat Consiliul Local. Domnul Bunaru, dar voi stați și ascultați și la diversele noastre. V-ați înscris la pagina la cuvânt. Și la fel și evaluarea secretarului. La diversele voastre, să spuneți așa. Mai mare este cheltuiala la săcare apă în fiecare zi la Bazga decât să pui o popă sau să faci un pust sau să-l desfunzi pe ăla. Toată iarna. Și mă ești acolo, în vârful dealului tu, lângă pompă. Așa. Specifică treaba asta. Și atât mai aveam, să-i spun domnului Căliman, faptul... Cheltuială este triplă, să cari toată ziua cu tractorul, bazinele recolo. Persoane din primărie se plimbă cu mașina primăriei toată ziua. Și acum avem posibilitatea să punem sistemele la GPS pe mașini, să vedem și noi domnule. Trebuie să nu treacă la treabă toată lumea, sănătate. Puzur pe bani publici. Da. Probabil ne-ar fi fost ok să primim și niște răspunsuri. Îmi cer scuze, părinte, că am... Mulțumim, domnul Pisecaru. Vorbim singuri. Aproape că mai aveam să fiu vorbesc. Da, aș vrea să vorbesc cu divergențele astea care s-au format între consilierii de la Ricea și cu Răcătău, cu consilierii de la Soudor. Noi, ca și consilieri de la Ricea, Răcătău, în partea asta, nu știu dacă am fost vreodată împotriva unui proiect care s-a făcut la Soudor. Ce ar fi fost dacă noi, ca și consilieri de la Ricea, din partea aia, am fi votat contra școlii, contra extinderii, direcția, contra asta, contra la tot. Noi nu trebuie să ne certăm aici pe asta. Nu știu dacă s-a fost vreodată împotrivă. Noi suntem consilieri comunii Vorgești, nici de cum a Sovodorului sau a... Lăsați-o, domnul Dudurică, vă rog frumos! Domnul Dudurică, v-am lăsat să vorbiți și asta a vrut să fie... Asta e aburent. Nu e aburent. Domnul Dudurică, vă rog frumos! La dumneata se face și se face și se face și la noi nu se face și trebuie să mai fim de acord în continuare. Păi nu e... Lăsați-i cuvântul, domnul Pisecaru, domnul, vă rog frumos! Și în primăria aia noastră, deci, lasă că ăștia de la Sovodor, dacă aveți lasă de mai ea, ce-a fost mai urât. Da. Domnul Dudurică poate și amintește când s-a discutat în terenul de sport. Știți ce am propus eu la un moment dat? Că tot așa, nu se discuta că nu se vrea să facem asta. Așa, domnule, nu contează unde-l facem. Și am zis, facem o Sovodor dacă acolo prima oară. Numai să facem undeva. Dar atunci nu, s-a votat Vorgeștiu. Dar exact așa, astea au fost vorbele mele. Dar numai să facem undeva. Și nu a zis nimeni de aici, domnul Dudurică, că nu vrem și la Sovodor teren de sport. Cum? Numai problema e că asta. Dar nu-i greu, dar nu-i greu, dar nu-i greu, dar ai cuvântul, domnul Pisecaru, domnul Dudurică. Și cu banii la Sovodor și la aia, dar nu se supăra Vorgești. Dați-i cuvântul, domnul Pisecaru, domnul Dudurică, vă rog frumos. Nu putem la două cuvântul, domnul Dudurică. De ce nu-i dați omului cuvântul? Eu niciodată n-am fost împotriva Sovodor. Să-ți spui la cuvântul, bine să... Niciodată n-am fost. Vă spuneți cum sunt cu asta. Te cheriem cu noctura și noi vreau. Haide, domnul, bun. Mă scriu și eu la cuvânt acum. În legătură, eu m-am scris prima, dar v-am dat voie. În legătură cu pompa de la bază. În legătură cu pompa de la bază. Dacă nu se rezolvă problema, noi cetățenii ne-am propus și așa să punem mână de la mână să facem respectiva pompă. Dacă nu se poate, poate acum... plătim pe cineva să... Apă, dacă n-aveți apă, degeaba aveți pompă. Păi la ce plătim oamenii ăștia? Ca să vină să o curăță pe aia, nu? Da, da, da. Domnul Dudurică, are dreptate să mai aveți pauză freatică. Da, dacă mai unde este. Unu și doi, cu drumul județean de la noi. Nu se mai poate circula așa. Nu știu ce-i de făcut și să poate. 252 BMW pe căreți? Da. De gene? Da. Nu știu că este un proiect de modernizare. Păi este, domnul secretar, dar nu se mai poate circula. Da. Dar un pic și din partea giosenilor și un pic și de la noi, eu cred că ceva... Să mai îndrept. Și de la Pâncești un pic s-ar putea, dar nu știu, zic și eu. Voi au achiziționat un gredeț, mai bine sau un gredeț? Da, dar nu este voie cu el pe drumul județean, domnule. Urmează să fie pe program, că nu... Va veni când s-a terminat, așa va veni și crede, la acolo. Bun, declarăm ședința închisă, da? Da, da, da.